أجل دورنا Asupra Sfințită Stăpână, pe Binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitul, întru tot lăudatul Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție cuvântul și binevestești cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul Tău, prea sfințită stăpână, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. Vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere. Atunci ucenicii l-au întrebat pe el zicând, Învățătorule, cine a păcătuit acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi a zis, mește-te, spală la izvorul Siloamului, care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte, că era cercetor, se întrebau, nu este acesta cel ce ședea și cercea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea, eu sunt, deci l-au întrebat atunci cum s-au deschis ochii tăi. El le-a răspuns și a zis, omul care se numește Iisus a făcut tină și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis, mergi la izvorul Siloamului și te spală,
Deci, mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat unde este acela. Nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Și era într-o zi de sâmbătă când a făcut Iisus tină și a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat farisei cum a dobândit vederea. El le-a răspuns, tina a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci unii dintre farisei ziceau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce pusese orb, tu ce zici despre el pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc, dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea, până ce n-a chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar i-a întrebat și le-a zis, acesta este fiul vostru despre care voi ziceți că s-a născut orb. Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis, știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb, dar cum vede el acum noi nu știm. Sau cine a deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul, el singur vă va spune despre sine. Acestea l-a zis părinții lui pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii se sfătuiseră acum, cât îl va mărturisi cineva pe Iisus, că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis, este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi nu știm că omul acesta, noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns, de este păcătos nu știu, eu una știu că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși ce ți-a făcut, cum a deschis ochii tăi. El le-a răspuns, acum v-am spus vouă și n-ați auzit. De ce voi să auziți încă o dată? Nu cumva voi să vă faceți și voi ucenici ai lui? Atunci l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. Răspunsa omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea că voi nu știți de unde este și totuși el a deschis ochii mei.
Căci noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Din viață s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și i-au zis, în păcate tu te-ai născut întreg și tu ne înveți pe noi. Și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Iar el a răspuns și a întrebat, cine este, Doamne, ca să cred într-însul? Iisus i-a spus, l-ai văzut pe el, că-s cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci l-a grăit, cred, Doamne. Și s-a închinat lui. Pace ție celui ce binevestești. Slavă ție, Doamne!